Viorica Dencil, anunc care vizează mii de oameni. Atac dur la adresa opoziției. Premierul Viorica Dencil a afirmat, marți, în plenul Camerei Deputaților, ce guvernul are bani pentru plata salariilor merite ale profesorilor sublinierei medicilor. Datele statistice oficiale arată că puterea de cumpărare din România a crescut în 2017 cu 12,7, în cazul salariilor, sublinierei cu 10,3 la pensia medie. Sunt cele mai mari creșteri subliniere ter de putere de cumpărare în cadrul Uniunii Europene. Maci întrebat dacă sunt bani, de la 1 aprilie, se peletim salariile profesorilor. Avem bani atât pentru plata salariilor profesorilor, merite cu 20, precum sublinierei pentru plata salariilor medicilor, merite cu procente între 75 sublinierei 125, dar sublinierei pentru plata 1,2 milioane de vouchere de vacanță, în valoare de 1450 de lei pentru fiecare angajat din sistemul public, a spus Viorica Dencil, la ora prim-ministrului, într-un răspuns la o întrebare a liderului grupului parlamentar al PNL de la Camera Deputaților, Raluca Turcan, conform Ager Press. Efa guvernului a răspuns sublinierei la alte întrebări adresate de parlamentari, referindu-se sublinierei la nivelul stocurilor de imunoglobulin. Avem 3500 de fiole în prezent, a spus Dencil. Ea a vorbit sublinierei despre stadiul achizițiilor de echipamente pentru spitale. Au fost contractate 13 computere tomograf sublinierei 24 aparate RMN, a arătat Dencil. Pe de altă parte, premierul a răspuns sublinierei la unele întrebări care au vizat infrastructura. Referitor la infrastructură, problema este reală sublinierei tocmai de aceea, în cursul următoarei săptămâni, vom restructura monitorizarea sublinierei coordonarea investițiilor strategice prin înființarea unei unități centralizate, a precizat Dencil. În ceea ce privește subliniere măsurile care vor fi luate în privința infrastructurii critice, Dencil a spus, în la sfârșit sublinierei-tul acestei luni, vom adopta o lege a parteneriatului public-privat sublinierei un nou pachet legislativ privind achizițiile publice sublinierei considerăm că acest lucru este benefic sublinierei este a subliniere teptat de mulți români. Totodată, Dencil a prezentat stadiul proiectului autostrăzii Sibiu, Pite subliniere T. Stadiul autostrăzii Sibiu, Pite subliniere T, secțiunile 1 subliniere I5 ale autostrăzii se află în evaluare, iar la începutul lunii mai se vor anunca că subliniere T victorii acestor licitații. Secțiunile 2, 3, 4 vor fi scoase la licitație după data de 18 iunie sublinierei se va obține acordul de mediu, a adugat Dencil. Viorica Dencil a fost prezent marți în plenul Camerei Deputaților, la ora prim-ministrului, la solicitarea grupului parlamentar PNL.